Iar am dansat, dragii mei, și mie îmi place foarte mult să dansez și muzică populară, pentru că, da, sunt fericită că bunicii mei m-au învățat să dansez și muzică populară și îmi place foarte mult. Iar următorul nostru invitat vine din zona Gorjului, talentat și cu o poveste senzațională de viață, și spun asta pentru că a fost crescut de bunica maternă, iar sora lui de bunica paternă. Ei bine, despre viață și parcursul său profesional aflăm împreună în această dimineață de la Leonard Petcu. Bună dimineața! Și bine v-am găsit. Mulțumim mult că ești alături de noi în această dimineață. Cu toată dragostea și cu toată bucuria, pentru că aveți un om în spatele acestui proiect foarte minunat, la care eu țin foarte mult și o salut pe această cale. Da, și noi o salutăm și o pupăm pe Mihaela. Pe Mihaela noastră, da. Prezentarea ta mi-am permis, pentru că, na, e normal, știi cum e, jurnaliști fiind, noi căutăm anumite povești de viață despre mai sensibile invitații noștri, da. Și e normal, asta, pentru că sunt, atât timp cât sunt publice, e clar că ai avut nimic de ascuns, ci le-ai spus. Cât de mult ai simțit lipsa părinților tăi în copilărie? Păi nu știu dacă am simțit lipsa, pentru că nu i-am avut și nu cunoști sentimentul ăsta, adică nu cred că... Dar au lipsit, poate în momentele foarte, foarte grele, când chiar aveam nevoie. Dar bunica și ceilalți au atenuat lipsa asta. Care este cea mai dragă amintire de care ți-aduci tu aminte din casa bunicilor? Sunt multe amintiri frumoase. Dar cred că cea mai frumoasă amintire și cel mai frumos moment, momente de fapt, erau acelea când bunica mea m-a învățat să cânt. Cred că asta era cea mai frumoasă. Bunica te-a învățat să cânt? Da, bunica și pe ea am moștenit-o. Wow, ce frumos! Păi cred că aveam 12 ani atunci. Astăzi am 33. Mulți înainte să fii sănătos. Și vreo 15 de carieră. Da, mulți înainte și mulțumesc, nu știu, cred că te invidiem foarte mult în momentul ăsta, din cei care ne iubim bunica extrem de tare. Și la mine tot bunica și maternă încă e... este alături de mine, are 90 de ani. Și mă bucur tare mult pentru... Și mai puțin, bunica mea are fix 90 de ani. Adică mulți înainte să trăiască... Da. Și știu și data ei de naștere. Adică am o problemă cu reținutul datelor de naștere, dar pe ei niciodată n-o uit. Super tare. Deci e talismanul tău. Da, este. Ce frumos că o spui cu atâta convingere. Vreau să te întreb un lucru și nu doar pentru că mi-este foame. Care e primul fel de mâncare care îți vine în minte? Descrie-ne puțin gustul, mirosul atunci când auzi mâncare ca la bunica. Saramură cu cartofi. Saramură de pește? Și de pește și de cartofi. Bunica mea făcea un fel de mâncare pe care o mâncam în post. Era ceva mult mai deosebit decât mâncărurile astea sofisticate. N-am mâncat niciodată, dacă... Da, erau... Nu, fierbea n-am. Cumva cartofii, pregătea o saramură de usturoi, îi tăia felii, îi arunca acolo și cu mămăligă. Adică noi asta mâncam de post. Și chiar deci mi-e dor să... Deci nu mai pot. Adică și e bună și pentru regim, pentru că eu am slăbit vreo 20 de kilograme, poate mai bine de 20 de kilograme. Și... Dar tu ai preluat rețeta și îți faci tu acum? A, nu. Eu nu gătesc, nu prea gătesc. A, nu gătești, nu. Nu că sunt bărbați care gătesc. N-am timp și dacă aș vrea... Nu-ți permite programul, nu e pot, normal. Da, și e normal. Cu mâncatul ăsta deja e... Știm că tu ai fost crescut de bunica maternă, iar sora ta de bunica paternă. Da. După câți ani v-ați regăsit? După 20 de ani. Și cum a fost întâlnirea? M-am văzut la nunta ei. Ne-am văzut la nunta ei, de fapt. A fost frumos. Un sentiment foarte frumos. Da. Asta este. Da, nu e ușor, îți dai seama nu este ușor. Ușor după este foarte ani, greu dar... să nu crești alături de un frate, pentru că... Mai ales când știi de existența lui, știi că ai... Când știi și nu se poate oarecum, dar nu se poate. Dar erați în zone diferite sau de ce nu ați... Da, ea a plecat în străinătate și eu am rămas aici și ne-am văzut mult mai târziu. Ce frumos!
e frumos, că și după atâția ani. Da. Dar acum cât de apropiați? Ați reușit să... Da, păstrăm, avem o legătură foarte frumoasă, da. Pentru că viața asta este atât de imprevizibilă. Exact, și... niciodată nu știi ce îți oferă viața. Adică poți să despărți doi frați și 20 de ani că la un moment dat se vor reîntâlni și o vor relua ca și cum n-au fost nici măcar 20 de minute. Exact. Da, cred că e iubirea dintre frate. Uite, am un frate mai mare, da, cu 8 ani ca mine. N-am crescut chiar atât de sudați, tocmai pentru că a fost diferența asta de 8 ani. Bă, dacă zici că mă gândesc la frate, mi-e frate, mi-e nu pot să ia ceva. Și ce mă uimește că ați văzut că mai sunt și cazuri în care nu se suportă. Da. Adică eu am întâlnit fosta mea... Eu cu fratele meu ăsta am fost mulți ani de zile. Împreună cu fratele ei, adică se dușmăneau foarte mult. Era o chestie. Chiar a crescut împreună. Ăla era băiatul mamei și ea fata tatei. Ah, okay. Adică era chestia asta și zic, băi... Când dată o familie pe jumate, să lua să răbdui cu doi. Adică decât să crești așa mai bine, nu știu... Da, nu știu, mă puneam în... Și o rană foarte mare pentru părinți, pentru că ei își doresc ca ai lor copii să... Nu, cred că dacă nu se înțeleg părinții, există o problemă între părinți, atunci intervine chestia băiatul e al meu, fata e a mea. Și atunci intervine m-ai și... făcut să mă gândesc puțin și da, cumva ai mei, ai noștri insistă foarte tare, mereu am insistat și la el și la mine să ne împăcăm. Și cumva acum că m-ai făcut să mă gândesc la asta, e posibil să fie fix așa. Am văzut cazul. Dacă n-am frați surori, mi-e puțin dificil, știi, să mă gândesc la relația asta, dar sunt convinsă că, știi cum e, sângele apă nu se face, orice ar fi și oricât de mare ar fi distanța, atunci când fratele se întâlnește cu sora sau cu celălalt frate, este normal să aibă o relație frumoasă. Care a fost prima, când a fost prima ta urcare pe scenă? Când ai urcat prima dată pe scenă? La câți ani și unde? Prima dată, pentru prima dată am urcat pe scena Palatului Copiilor, deci din București. Aveam 12 anișori. Când eu am ajuns că eu am venit de la țară, e o poveste mult mai complicată. De fapt, nu complicată, mult mai amplă. Am plecat cu trenul de la țară să vin la oraș, la București, să mă fac întăreț. Adică eu așa am plecat în viață. Așa ai plecat? Eu așa am pornit. Un copil, fiind un copil, aveam 11 anișori, am luat trenul de la Târgu Jiu și am venit singur? La capitală. La 11 ani cu trenul? Cu trenul. Pentru că eu vreau să ajung la doamna regretată Mărioara Morărescu să mă fac întăreț. Deci asta a fost, eu așa am plecat în viață și am luat trenul de la Târgu Jiu, știam că să iau un tren către capitală, știam la ce oră și am plecat de acasă. Păi și-a ajuns în gara. Și am ajuns în gară și am dormit 2 zile ca un copil fiind de 11. Am dormit 2 zile în gară, fiind mic, un copil mic. Pentru că nu știam unde să mă duc. Dar eu știam că trebuie să ajung cumva la televiziunea română, la doamna Mărioara Morărescu, ca să mă ascult, să mă audă cântând, că și eu sunt foarte talentat și vreau să devin cântăreț. Avea o perioadă, era acea perioadă în care realiza dumneai și emisiunea Mugur de Tezaur. Uh-huh, și vedeam copilaj de 10-12 ani acolo, zic, trebuie să ajung și eu, neapărat trebuie să mă audă, să mă fac cântăreț. Și am dormit 2 zile în gară, pentru că nu știam cum să mă duc, unde să mă duc. Și Dumnezeu, pentru că doar cu Dumnezeu am pornit și cu Dumnezeu sunt alături și astăzi și El mi-a fost și sper să-mi fie toată viața până îi părăsi această lume, El mi-a fost alături și El mi-a dirijat cumva drumul. Adică n-am știut să ajung, dar mi-a venit în gând să întreb oamenii cum să ajung la... Și până am ajuns la televiziunea română am mai durat încă 2 zile. Adică foarte greu. Nu știam să iau autobuz, microbus. Mi se pare imposibil ce ne povestești. Și am ajuns la, ca să revin la... Am ajuns la televiziunea română după foarte mult timp și am intrat la intrarea acolo la Pangrati. Între timp am fost și... Am și debutat în TVR. Adică Dumnezeu mi-a deplinit toată dorința asta. Iar paznicul de acolo mi-a spus nu mai este doamna Mărioara. Eu i-am spus paznicului vreau să merg la doamna Mărioara să mă aude cântând. Și mi-a spus, nu mai este acum, dar puteți să vă duceți la Palatul Copiilor, dacă sunteți talentat. Și iar am pierdut o zi să ajung la Palatul Copiilor. Cum? Pe unde o fi, ce o fi? Și am ajuns în târziu, noapte și acolo. Nu era nimeni, deja nu mai era nimeni. Dar tu noaptea unde? Da, adică nu ai avut pe nimeni în București? Nu, ai venit pur și noaptea ce faceai? Eu am avut în București, am avut o mătușă, dar nu știam adresa sigură. Nu știam... cum și unde locuiește. Știam că este în București, dar nu știam numărul străzii și tot Dumnezeu a făcut să ajung la Palatul Copiilor, să întâlnesc acolo o profesoară, un om
căruia îi mulțumesc din tot sufletul că Dumnezeu le-a făcut cumva lucrurile să le așeze așa. Tocmai terminase orele și vrea să plece. Și domnul și de la poartă i-a spus, stați un pic că e un copil aici care cântă și vrea să-l auziți. Doamna era profesoară de muzică ușoară. Și așa am început și a zis, tată, unde ești? Ce s-a întâmplat? De mâine vii la ore. Ce frumos. Bine, și ce ai făcut? Te-ai dus la ore, dar totuși. Ce am făcut? 11 ani. Da, ideea a fost că acolo doamna a chemat pe cineva de la poliție atunci în seara respectivă, pentru că eu eram un copil venit de neunde. Da, și unde așa reacționa, corect. Și îmi amintesc că au găsit adresa mătușii mele după numele bunicii și așa mai departe și m-a dus la mătușii. Eu am început să plâng, am spus că eu vreau să rămân la doamna profesoară să cânte. Da, mâine te ducem înapoi la ore. Și, și așa am rămas și am stat un an acolo. În același timp, în anul acesta, bunica m-a învățat să cânt muzică populară. Cât am stat acolo, am învățat și muzica populară și o cântam într-un mod aparte, muzica populară. Și doamna m-a ascultat și a spus, tu trebuie să pleci la ansamblul Românaș, tot în încinta Palatului Copiilor. Și acolo am stat încă 5 ani de zile și de acolo drumul meu a pornit frumos. Dar a fost cu multe, multe greutăți, cu sacrificii, cu multă muncă, cu devotament în primul rând și... Câți nepoți ei de bunici au povestea asta la noi în țară, au cântat cu bunica lor la început. Ăsta e momentul declanșator spre muzică? Pentru mine, da, a fost. A fost, pentru că a fost. Ăsta a fost momentul. Nu știu dacă aș fi făcut altceva. Și acum vreau să te întreb. Mă știu doar cântecul mi-a plăcut. Ai avut ocazia să cânți în fața bunicii? Da. Păi prima dată când m-a văzut pe scenă la Palatul Copiilor, atunci am fost pentru prima dată pe scenă, 12 ani. Ai, era în sală. Da, a plâns. Câte șervețele ai? Asta vreau să întreb. Câte pachete de șervețele a fost așa un sentiment. Și după ani, ascultându-mă la radio, văzându-mă la TV, a fost... Sentimentul de mândrie a crescut proporțional. Nu știu dacă de mândrie, că pe mine m-a învățat bunica mea să nu fiu mândru niciodată. Adică bucuria aia, era bucuroasă de realizarea mea și... Da, mândră măcar de proiectul pe care l-a șlefuit și ea, la asta da, mă gândesc. În sine ei, poate n-a vorbit cu nimeni, dar în sine ei... Și-a dorit foarte mult. De fapt, a avut și are încă o voce foarte frumoasă, dar nu a făcut profesie din lucru, din cântat. Da, a pus tot ce a fost mai bun, a pus în tine. Da. Înainte să cânti, ai un ritual anume? Faci ceva? Fără rugăciune nu intru nicăieri. În momentul în care merg să cânt, oriunde, și de la voi, și la voi, când, și către voi, când am plecat de acasă, m-am rugat ca să ajung cu bine și cu Dumnezeu. Și uite că ai ajuns. Ce surprize muzicale mai pregătești? Am atât de multe și nu știu unde să mă împart, pentru că sunt în colaborare cu Orchestra Moldovlească de la Chișinău și mă tot cheamă băieții la înregistrări, vin la videoclipuri și să fac România Chișinău un pic mai greuț, mai ales în perioada asta când au început și evenimentele foarte multe. Deci noi suntem fericiți că te-am prins acum în București și că ești aici la noi la sistemele matinale. Am venit cu toată dragostea pentru că și de... Am vrut să-ți fac și eu o surpriză din tot sufletul și spun acum, meu, pentru că mi-a spus Mihaela că este și ziua ta, că te vom sărbători și zic cum să nu, cu toată dragostea mea. Îți mulțumesc mult, mai ales că noi n-am mai văzut și la... Sigur, și la alte posturi. Noi aruncam acum un ochi și pe profilul tău și pe pagina ta de Instagram, pe care o vom vedea. Pe care vreau chiar să nu dai pagina de Instagram, pentru că mi-a fost furată. De Instagram este, nu este aceasta. Mi s-a spart. Okay. E bine să știe. Măcar Facebook-ul a rămas la locul lui. Oficial, da, sigur, pagina oficială a rămas acolo, atâta. E bine să știe oamenii că Instagram-ul nu-ți mai aparține. Și văd acum că mai nou mi se fac foarte multe pagini de Facebook de care nu mi-aparțin și nu știu. Asta probabil că este a ta. Sunt oameni care n-au ce face și nu știu. Nimic.
Vrei să pleci? Da, mă duc. Eu o să ai ies puțin. Treabă? Da, bă, hai că rămân eu cu Cătălina pentru că avem sigur, ceva rog, de vorbit. Dacă se poate da. Să... Aș, te rog. Doamne, ce mai mulțumesc urmează? Mult de tot. Nu urmează nimic, urmează doar o nevoie fiziologică. Am înțeles. Vorbește cu invitat da. Și fac să pare că nu se întâmplă asta. Și am pierdut contul de Instagram. Așa. Mi l-a luat cineva. Mă rog, a trebuit să dau o sumă să-l recuperez. N-am mai dat sumă. Zic, lasă să fie sănătos cine l-a luat. Da, pentru că de cele mai multe ori eu am văzut când ești artist, când ești cunoscut, când ești, încep tot felul de chestii din astea ciudate, știi? Da, tot te se trezești pune pagina cu... de Facebook, de Instagram. Exact. Se fac conturi false. Da, se și fac... mai sunt unii care cer bani în numele tău. Exact. Fac diverse concursuri, diverse tâmpenii, fake-uri. Și de ce să mă înarmez eu la asta? Pentru că oricum evenimentele eu le am de la... alte evenimente unde mă văd oamenii chiar, uite, de la unde TV. Te găsesc oamenii dacă vor să te cheme la evenimente? La o zi de naștere, de exemplu. Mă găsesc, dai search pe Google, Leonard Petcu, oriunde apare. Așa. Adică mă găsești, da. E totul public și contactul că... și tot. A, e contactul da, acolo. Da. Dacă se deschid. Nu cred! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani, Sebi să o iubească, Edi să o iubească, la mulți ani, mulțumesc din suflet, ce frumos este cu fluturaș. Foarte frumos, vă mulțumesc din tot sufletul meu, m-ați emoționat maxim astăzi. Tuturor telespectatorilor, Dana, și a întregii redacții, dar și a lui Edi, mod special, și a tuturor celor care ți-au transmis un mesaj prin Zoom sau înregistrat deja la mulți ani. Mulțumesc din suflet, o să-l mai... foarte iubită! O să-l las aici și... Mulțumesc că puteți să luați loc pentru că mai avem, nu s-a terminat, te pup și pe tine, da, dar după. După. Și masa și zi. O dai după dasul, emisiune. După. Da. Și acum trebuie să sufli lumânări, nu? Da. Așa se face. Mai întâi de toate trebuie să spui o dorință neapărat. Îți spui o dorință, te gândești. Da, normal, am o întrebare, asta e adevărat? Ce? Cifra asta e adevărată? Da. Sunt o femeie de nota 10 începând de astăzi. Nici eu nu cred. Nu cred. Corect. Începând de astăzi sunt de nota 10. Nu știm. Vrei așa? 6? Așa, da. Fii mai ok. Da. Unul în față. Cu unul în față. Adică... Și ne pregătim de clasa 11. Da, 16. Deci, eu îmi doresc să fim împreună aici la matinal pe roți până la adânci bătrâneții, dacă o fi, să fie. Și tu, Leonard, să fii alături de noi drag, de câte ori drag. Îți permite că timpul. Că sunt aici în oraș și vin cu toată bucuria. Și acum să suflăm lumânări, nu? Da. După ce spui o dorință și să nu împărtășești cu noi absolut deloc. Este doar a ta și a ta. A, da? Da. Atât. Yeah. Dorința se va îndeplini, așa spune mitul sufletului în lumânărică, dacă s-a stins flama. Absolut tot ce-ți propui. Dai să văd dacă frișca e bună. Auzi? Eu sunt tare curioasă ce iese după, la finalul matinalului cu această frișcă. Am așa niște idei, că de la 4-6 încolo ai niște idei. Ne batem cu frișcă, gata, s-a făcut. Petrecerea are tematică, bătaie cu frișcă. Corect. Deci, că nu? O să găsim mâine frișcă peste tot în tot studioul. Să ținem minte că a fost ziua mea. Da. Deci eu sunt compleșită. Este foarte emoționată. Da, recunosc se vede. Recunosc că da, sunt emoționată pentru că am avut lângă mine, v-am avut pe voi în primul rând și vă mulțumesc. Mi-e greu să cred că... Am avut lângă mine și mi-au transmis urări de bine oamenii cu care... Eu mi-am petrecut o parte din timp, oamenii dragi, iubitul meu, care îi mulțumesc din tot sufletul, m-a copleșit cu ce mi-a zis, cu declarația asta așa în direct. Și da, e normal să ai emoții, pentru că simți iubirea oamenilor din jurul tău și e normal și vă mulțumesc tare mult tuturor. Cu toată dragostea, să fii sănătoasă.
Când ai avut tu cele mai mari emoții pe scenă? Cele mai mari emoții pe care le-ai trăit la un moment dat pe scenă? Acum mă pui în pielea... Că... Păi da, da, vrem să... De la emoție la emoție. Vrem să transmitem firul emotiv așa... Emoțiile sunt, ca și artist, un artist adevărat care este cu adevărat artist și transmite ceea ce cântă, nu există să nu aibă emoții. Adică cei care spun că nu au emoții... La tine sub ce formă se manifestă? La unii oameni se zice că... Nu. Crește pulsul. Crește pulsul foarte tare, bătăile inimii. Da. Da. Deci undeva, dacă le poți localiza, nu, în centrul corpului, cam ceva de genul. Așa se manifestă la mine, nu știu. Da, dar sunt constructive emoțiile, pentru clar, întotdeauna. Întotdeauna un artist, da, în momentul care urcă pe scenă, dacă nu are emoții, nu, nu reușește să transmită publicului. Nu ai cum să transmiți dacă nu ai, n-ai cum. Ce ar fi putut să fie Leonard Petcu dacă n-ar fi fost cântăreț? Preot. Preot, da. Serios? Ah, okay. Da, da, da. Tot așa ca o vocație, ca o simțire, o relație da, specială cu Dumnezeu. Da, a fost așa o chestie. Da, a fost o chemare, o chip. Da, am ales. Aș fi putut să fac și așa, așa, dar zic, nu vreau să... Le confunde lumea să... Da, da, da. Rămân da. Acolo și când mă va ține Dumnezeu să le cânt oamenilor. Ce frumos. Da. Ce simți tu când vezi că bucuri oamenii la nunți sau la... E cea mai mare bucurie. Nu? Ce mai mare bucurie. Dincolo de bani, dincolo de absolut da, orice. Nu știu dacă banii. Cu banii ok, nu, pot de, cumpăra am ajuns la 33 da, de ani, credeți-mă. Mulțumesc la fel și vouă. Și mă bucur tare mult că Dumnezeu mi-a dat așa atât de multe lucruri să le văd, să le simt, să le trăiesc, încât ajung să mă bucur în fel de viață. Nu mai pun preț pe lucruri materiale. Le-am văzut, le-am trăit, le-am avut, le am, le... Și încerc să mă bucur foarte mult de clipă, de moment, de alte lucruri, mai simple, mai, nu știu, altfel, mă bucur altfel de viață și nu mai pun preț pe lucrurile astea și îndemn pe toți să... Nu mai dacă ar putea să facă suflet. Lucrurile astea, pentru că să-și viața este așa cum este exact, și nu apucăm să ne bucurăm, nu apucăm să trăim, din păcate, și corect. Tot alergând după banii ne... ăștia nenorociți, că sunt niște... Și trebuie să ne bucurăm de lucrurile simple. Exact, să știm să primim. A fost o plăcere să avem mulțumim, la noi. Sperăm să te mai aducem la că a venit la zi mare. Încă o dată, mă repet, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurii, viață frumoasă și să ne vedem cu aceeași bucurie. Doamne și ajută, îți mulțumesc din suflet. Noi vă invităm să rămâneți alături de Sens TV pentru că și în această seară... pe toți cei care ne urmăresc. Sigur, în această seară de la ora 20 puteți urmări Sens Național cu Sorin Manea, pe când de la ora 22 vă așteaptă fetele noastre dragi, Alina și Diana cu Astrologica. Noi am fost Matinal pe Roți, astăzi este ziua Cătălinei, mai spunem încă o dată la mulți ani. La ne revedem mâine de la 7 la 10 cu ea având o zi peste ziua asta. La revedere, pa, pa!